Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. În dosarul Revoluției din 1989 trimis astăzi în judecată au mai rămas doar trei inculpați: Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, fostul șef al aviației militare. Față de restul de acuzați, printre care Petre Roman și Victor Atanasie Stănculescu, s-a dispus clasarea. Gelu Voican Voiculescu, unul din cei trimiși în judecată în dosarul Revoluției, se declară indignat de anunțul procurorului general. Fostul vicepremier spune că Augustin Lazăr este compromis moral și profesional, pentru că a fost complice cu torționarii din perioada comunistă. Magistrații au amânat pentru 22 aprilie decizia definitivă în dosarul președintelui Senatului, care a fost achitat în primă instanță. Călin Popescu Tăriceanu este acuzat de mărturie mincinoasă, iar procurorii au cerut rejudecarea procesului. În ultimele zile, pe malul românesc al Mării Negre a ajuns o cantitate impresionantă de cocaină, peste 150 de kilograme. Sute de polițiști și jandarmi caută în continuare pachetele cu droguri, care continuă să apară pe toate plajele de pe litoral. Filmul Shazam, cel mai recent din universul DC Comics, a intrat direct pe primul loc în box-office-ul de weekend din America de Nord, cu încasări de peste 53 de milioane de dolari. Poziția a doua a fost ocupată de o altă premieră, Pet Sematary, iar topul este completat de liderul săptămânii trecute, filmul Dumbo. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.